De echipa națională, 2-0 la pauză cu Norvegia. Domn profesor, începem noastră, din punct de vedere tactic, ce n-a funcționat? Iarăși trebuie să discutăm mai de ce n-a funcționat, ce n-a mers, ce greșim. Știți cum este? Până să discutăm din punct de vedere tactic, domnilor, suntem depășiți la toate capitolele. Din punct de vedere fizic, nici nu discutăm, jucăm cu niște coloși, noi suntem niște pigmei, ei niște coloși. La duelurile de unul contra unul. Am văzut acolo Haaland cu burcă, doamne ferește. Ați văzut ce înseamnă valoarea, ați văzut ce înseamnă simțul și preluarea și să țâșnească imediat ce explozie are. În 4 metri l-a lăsat 2 metri în spate, în 5 metri. De ce, domn profesor, diferența asta atât de mare? Că nu vorbim, atenție, vorbim de Spania, Anglia, Belgia, Italia, vorbim de Norvegia. E așa de mare pentru că ați văzut și Islanda și norvegienii, vorbim de două echipe nordice, tratează sportul ăsta cu foarte mare seriozitate, creează niște condiții, cresc niște copii în niște condiții bune în care să se dezvolte foarte, foarte bine. Uitați-vă că la noi este un dezastru. Discutăm de academii, discutăm să creăm condiții. Cine să creeze, condiții? Da. Nu are cine și nu-i creștem într-un mediu foarte sănătos. Și cred că nu-i creștem nici bine. Adică, probabil, procedeele folosite, metodele folosite în antrenarea acestor copii, așa cum vorbeam toți trei, când vă spuneam că de la, începând de la 16 ani nu mai este considerat junior. Discuți cu el ca și cu un senior și l-a antrenez ca pe senior. Da. De aceea ne trezim că Haaland vine și face ce face pe teren, la cât? La 20 de ani, da? Da. Da. Ei, ăla de ce poate și al nostru nu poate? E o diferență foarte mare, asta este. Nu e problemă de antrenor, nu e problemă de tactică, suntem pur și simplu depășiți. Fizic, tehnic, unul contra unul cel puțin. Am văzut 4, 5, 6 acțiuni de unul contra unul în care nu poți să-i faci față, n-ai cum. Nana, te rog, concluziile primei reprize. Uite. Atunci când nu poți să-ți câștigi duelul individual unul contra unul, da, nu prea poți să mai vorbești de tactică. Știi că na, orice situație de joc se reduce sau majoritatea se reduc la dueluri individuale unul contra unul. Apoi, am observat cu o diferență foarte mare de forță, de tehnică de control și transmisia mingii sub presiune. Așa. Se vede o foarte mare liniște în jocul norvegienilor. Și dacă tu când iei sub presiune, ai liniște, transmiți mai departe colegilor tăi liniște. Dacă tu te precipiți, transmiți starea ta de precipitare și colegilor tăi. Și de asta iau calitatea asta care se formează în timp, da? De la copii și juniori și fiind obișnuiți cu competiții tari și au liniștea asta. Plus că au o viteză de deplasare mult superioară nouă. Adică Mane a fost prins de multe ori în asta spate și n-a reușit. De ce Constant Mane este prins? De explozie. Pentru că ambele goluri, dacă nu mă înșel să mă corectați, sunt plecate de pe partea lui Mane, asta greșeli de poziționare asta, Mane, nu? Da, greșeli de poziționare, adică la golul 2 da, era 30 de metri în spate, știi? Și nici Burcă n-a venit să-l strângă în zona respectivă. Adică a fost o eroare, hai bun, pe Mane l-a prins faza prea departe. Okay, mult bun, avansat. Mult avansat. Dar apoi fundașul central de pe partea lui Burcă trebuie să vină să strângă. Și n-a luat decizia, a vrut să joace la offside. Se vede lipsa de experiență la nivel internațional și când joci cu Odegaard și Haaland, care unul joacă la Real Madrid, unul la Borussia Dortmund. Da, atenție, ești cător mai tineri decât Mane. Nu uitați de ce vorbeam. Mult mai experimentat, 20 de ani, dar super experimentat. Adică joacă la cel mai înalt nivel, Champions League și campionatul Spaniei și Germaniei. Nu uitați de sincronizare, vă rog frumos, este un și lucru foarte observ important. Observ că gradul de încredere al băieților noștri, ei între ei în grup, este foarte scăzut. Adică se vede... După ce îți dai seama, Nana, de chestia asta? Păi văd din privirea lor. Așa. Văd din felul în care, atunci când greșesc, din felul în care reacționează unul la celălalt, că își fac observații. Dar văd din privirea lor că sunt descumpăniți. Și treaba asta, odată, pentru că
joacă de puțin timp împreună, poate în formula asta, e prima dată când joacă în formula asta, n-au câștigat meciuri împreună, n-au bătut echipe bune împreună ca să aibă încredere, bă, cine suntem noi? Noi suntem aia care putem să batem, care am bătut Norvegia, Suedia și Elveția. Nu știm cine suntem, știi? Pentru că e prima dată când jucăm împreună. Și atunci, e un test ăsta. E un test pentru Mirel, e un test pentru federație, pentru toată lumea. Până la momentul ăsta picat, domn profesor, ce ar putea fi remediat acum la pauză, la vestiar? Ce ar trebui să facă Rădoi, astfel încât să se salveze ceva, nu știu, măcar un egal să scoate? Din nou, revenim la aceeași discuție de la jocul cu Islanda la pauză. 2-0 pentru adversar. Da. Ce faci? Schimbi în linia de fund, schimbi în linia de mijloc sau iar schimbăm toți trei atacanții. Dar eu repet încă o dată. Vreți să avem forță ofensivă? Păi nu avem, fraților, cu un singur vârf între doi coloși. Uitați-vă că n-am avut nicio acțiune pe vârful nostru verticalizată, cu pas pe jos, cu preluare, cu dribling și cu tras la poartă. Este singur între doi stâlpi, între doi giganți, și duce o luptă de 1 contra 2. Nu are nicio șansă. Păi și ce ar trebui băgat? Încă un vârf? Păi după părerea mai trebuie încă un vârf. Acum e 2-0. Eu ce să mai fac și la 2-0? Circulație... Numai... Dar jucăm lent, fraților. Jucăm lent. Avem foarte multe atingeri de balon. Atingem de 5-6 ori până dăm un pas de 10 metri. Chiar și tu îi numărai pasele lui Iannis, s-a ajuns să pe la 7 sau 8 pase până a dat drumul la minge într-o fază rapidă, nu? Da, și ideea norvegienii de fiecare dată când își pasează își pun colegul într-o poziție bună. Noi dăm pasă colegului ca să scăpăm noi de minge, că nu mai avem ce face cu ea. Și Iancu de multe ori când primește mingea, nu primește în cele mai bune situații sau pușca la fel, știi? Și de asta, cred că cu o circulație mai rapidă a mingii, în care toată lumea să intre puțin în joc și să se încălzească toți, putem să fim, să venim cu un plus și să fim mai periculoși și chiar să înscriem. Dar trebuie să jucăm mai mult unul pentru celălalt și un pic mai rapid. Cine ar trebui să intre? Eu aș băga pe Alibek. Alibek? Să rămână și Pușcaș. Aș forma, Pușcaș și Alibek, da. Pușcaș, aș forma un cuplu, să zicem așa, de două vârfuri contra doi fundași centrali și aș încerca să pun un pic de presiune pe fundașii centrali și să, dar aceste vârfuri să fie alimentate cu mingi utile, pentru că dacă... Pe cine, domn profesor, cine să dea din actuală echipă? Dom'le, ne-am uitat, am avut cornere și așa, lovituri libere laterale. Da. Din nou, nu facem nimic, nicio schemă, nicio combinație. Le dăm sus în careu. Păi unde sus în careu când ăștia au 7 de 1.90? 1.95. Iar le dăm exact aceeași greșeală ca la meciul cu Islanda. Ne jucăm pe sus. Nu, avem cu cine. Avem cu cine, pentru că și ciclul de un jucător tehnic și Răzvan Marin are un serviciu foarte, foarte bun. Și, păi n-am văzut până acum. Pentru că am văzut încercări de serviciu Nana, dar direct pase în adversar. Deci, ei au dovedit că pot lucrul ăsta. Deci, na, nu suntem meci. Am zis, să vedem care echipă o să intre. Dacă intre echipa aia care a jucat cu Austria, atunci putem să sperăm la un rezultat bun. Dacă nu intre echipa aia, o să fie rău. E, n-a intrat echipa aia care a jucat cu Austria, dar băieții au calități. Pot. Și Răzvan Marin poate, poate mai mult, și Cicâldău poate mai mult. Cred că le trebuie mai multă liniște, pentru că se precipită foarte tare și nu tratează corect momentele jocului. Adică grăbesc, chiuțesc jocul fără rost, pe când norvegienii au o lejeritate și o în pas și acoperă foarte bine terenul și știu când să iuțească jocul și când să joace pozițional. Noi tot timpul iuțim jocul. Pozițional nu jucăm deloc. Spuneai tu în timpul meciului că Haaland nici măcar nu depune efort, că joacă la relanti și Haaland, doar un pic. Deci Haaland poate să joace în stilul ăsta două meciuri legate, îți dau un scris. Da, pentru că Borussia în Champions League sau în campionat când joacă, ai văzut ce accelerare. Da. Vezi meciuri Borussia, Liverpool sau cu alte echipe, deci se joacă într-un ritm infernal. Ritmul ăsta pentru el e ritm de antrenament. Suntem chiar atât de slab, domn profesor, ca adversar, încât își permit jucătorii să joace cu frâna trăsă. Fii atent, îți mai zic așa, când mijlocașul central, la nivel, la echipa națională, driblează la mijlocul terenului, face întoarceri și nu odată, de 5 ori, asta înseamnă că nu te respectă. Corect sau nu? Nu te respectă. Bun. Revenim în câteva secunde, facem o scurtă pauză. La cote extrem de înalte, adrenalina devine amețitoare.
Fortuna îți aduce cote incredibil de mari la toate pariurile tale, atât în online cât și în agenții. Ai toate motivele din lume să joci. Detalii pe efortuna.ro. Da, am revenit și vă întrebam, domn profesor, chiar atât de slabi adversari suntem pentru orice echipă ne întâlnește? Ăsta este nivelul pe care îl avem la ora actuală. Vedeți că discuțiile noastre sunt mult mai sincere când rămânem noi trei și nu suntem în fața camerei. Așa. Așa. Dar repet ceea ce am spus și în partea cealaltă când ne uitam la meci. Va mai trece o generație. Gata, ați dat drumul la și la vom plânge din nou că n-avem jucători care joacă la echipe puternice, că n-avem jucători de valoare, jucători care să-și depășească adversarul unul contra unul, jucători care să joace repede. Dar nu avem pentru că nu avem multe. Avem multe lipsuri în ceea ce înseamnă, în primul rând, pregătirea care trebuie să pornească de la copii și juniori. Ori noi vrem acum să scotem o echipă națională de top cu jucătorii aceștia, aceștia îi avem, nu da, alții. Uitați aici, cei mai buni ai noștri, din nou avem această infografie cu cei mai buni ai lor. Mă uit și strict fizic, uitați-vă un pic o comparație așa, între poze. Haaland cu, nu știu, cu Cicâldău, uitați diferența de fizic. Da, am văzut, nu mai vorbim de bani. Am văzut preluarea lui Haaland. Și încă o chestie, Ødegaard, de exemplu, domn profesor, Ødegaard împrumutat ani de zile de Real Madrid pe la echipe mai bune decât echipele celor mai buni fotbaliști ai noștri, la care sunt sub contract, nu împrumutați. Bun, așa spunem, dacă ne reamintim, am avut și noi jucători extraordinari care jucau la Real Madrid, la Barcelona, la Chelsea, la... Da, am avut. Păi de ce dar s-au dus, nu mai avem. Păi nu mai avem, pentru că acea generație fantastică care a fost crescută, a fost crescută și în comunism. În comunism. Da. Și au existat și centrele Luceafăru, care strângeau cei mai buni jucători și aveau școală, antrenament, pregătire, masă și tot ce vrei. Păi discutam de cum să dezvoltă un fotbalist în școlile lor, da? Păi așa se dezvoltă. E vorba de infrastructură, aveam competiții puternice, adică aveam Liga a 3-a care era foarte puternică, Liga a 2-a foarte puternică, Liga a 1-a. Nu știu, unde jucau, Nana? Deci unde jucau? Și așa au putut să producă. Deci ei jucau la un nivel extraordinar de mare. Ai să joci la Chelsea, aduceți-vă aminte de Dan Petrescu câți ani de zile a rezistat la Chelsea. Păi stați fraților, Dorine Munteanu are șef la Wolfsburg. Atenție, Dan Petrescu are premiu pentru 10 sezoane petrecute în Premier League. Da, da. Este un premiu foarte rar acordat jucătorilor care petrec 10 sezoane în Premier League. Dar, din păcate, acum ne mulțumim cu jucători că ajung la Gaziantep în Turcia. Spune, da, măcar dacă am face ceva, din păcate nu facem ceva, nu ne mișcăm. Nici guvernanții nu vor să ajute sportul, nu vor să se implice, nu vor să creeze o infrastructură așa cum trebuie. Nu ajungem și luăm taxă părinților că aduce copilul la antrenament, la școala de fotbal. Păi asta este. Înainte ne dădea clubul, acum părinții dau clubului. E o mare diferență. E o mare diferență, este adevărat, și între opțiunile pe care le au acum. Nu mai există doar fotbalul. E adevărat. Nu există doar fotbalul. Au foarte multe opțiuni. Dar domn profesor, opțiunile astea există și în Norvegia, și în Spania, și în Italia, și în Franța, și în Germania. Nu e ca și cum doar în România există social media și alte distracții, cluburi și așa mai departe. Victor, să ajungi un foarte bun fotbalist, uite la mai. Să ajungi un foarte bun fotbalist înseamnă să muncești foarte mult, să fii foarte serios, să renunți la foarte multe lucruri. Ne ținea Neamarin în cantonament. Deci nu e de glumit. Veneam acasă, deci fii atent, jur, am venit acasă odată, așa, jumătate de oră, așa, doar jumătate de oră, ca să stau jumătate de oră acasă, că mobilasem apartamentul, așa, atât am putut, și apoi înapoi în cantonament. Și apoi în cantonament. Deci am venit de la Ploiești, am stat jumătate de oră, apartamentul nou renovat, așa, și apoi da, am plecat. Foarte bun. Bine, dar spune ce program aveai. Da, da, da. Haideți să începem meciul, domnilor. Să sperăm că în repriza a doua vom vedea așa am ceva. Așa bun. Am putut să cresc. Revenim la finalul partidei pentru a trage concluzie. Rămâneți cu noi. Intră și tu în rândul suporterilor pe efortuna.ro. Hai România!